Nu e un training despre GA4, adică o să vorbim la un nivel mediu spre avansat, despre strategii de creștere în e-commerce, folosind parte din feature-urile pe care le vedeți în Google Analytics, parte care se pot customiza în folos pentru voi. Mă aștept la multe întrebări, asta e o așteptare bună de spus de la bun început și, în general, nu mi-ajunge timpul să vorbesc de Analytics, așa că, dacă vreți să vorbim după și să, sau chiar să extindem până la party workshop-ul ăsta, eu sunt de acord. Bun, cine suntem noi? Noi suntem o companie de data marketing. Ajutăm în prezent peste 200 de business-uri din 27 de țări să dezvolte zona de data-driven în deciziile de marketing. Am început cu conceptul de data marketing cu departamente de PPC și de analytics în încercarea de a linkui marketingul de restul business-ului, de a folosi strategii avansate de creștere în funcție de maturitatea unor business-uri. Acum, activarea asta o facem pe mai mulți piloni, nu doar PPC și analytics. Acum ne uităm către extinderea către programatic, direct marketing, email, social media, SEO și product. Suntem o echipă de vreo 60 și ceva de specialiști, niciodată nu știu care este numărul exact, dar tot creștem și tot dezvoltăm mai multe arii de digital în continuare. Parte din clienții cu care lucrăm vin din zona de e-commerce, clienți mari care au și așteptări pe măsură. Și asta ne ajută să vedem, poate dincolo de statusul în care sunt ei acum, cum au ajuns acolo și ce au făcut pentru creștere. Echipa e una premiată cu mai multe, în mai multe zone, și în zona de data și în zona de marketing. Ne mândrim special cu Excellence Awards pentru PPC, pentru Google Search. Și cu o parte din certificările pe care le avem în companie, am trecut mai repede peste partea asta de prezentare, că o să intrăm și în subiect. Eu am în jur de 13 ani de experiență în e-commerce, am fost implicat și în creșterea Fashion Days, o bună bucată de vreme. Acum în rolul meu de Chief Information Officer pe Data Revolt și unul din founderi, am rolul de extindere în zona asta de business intelligence. Astăzi avem parte de growth. Asta o să fie un subiect mai mare, cu etapele e-commerce-urilor prin care trec. O să încerc să dau câteva exemple din analytics punctuale pentru fiecare etapă de creștere. Să vorbim de un model de maturitate în date și la final câteva întrebări. Bun, subiectul de azi. Cum facem să creștem? Să vedem de unde plecăm în primul rând. În general, în portofoliul Data Revolt vedem niște clustere de clienți. Țin de o parte de strategie și de o parte de, hai să zicem, puterea financiară pe care o au în creșterea respectivă. În funcție de pasul din care pornim, fie avem probleme și în zona de finance, și în zona strategică, suntem într-un punct în care nu prea știm ce să facem, costul de achiziție crește tot mai mult și noi încă n-am atins break-even point. Suntem în zona în care avem un buget mai mare și începem să ne gândim să creștem cota de piață. Investim în loyalty. Bun. Sau suntem mai puternici în zona de strategie și atunci, din cauza costurilor sau din cauza poziției financiare, trebuie să începem să gândim ceva mai diferit. Să atingem break-even point, poate să scădem volumele și de acolo începem să facem o transformare în business-ul nostru. Și play offensively atunci când ai și zona financiară acoperită, ai și zona de strategie, începi să te dezvolți din ce în ce mai mult și începi cu cota de piață să te duci către zona de profitabilitate. Am identificat pentru astăzi, am ales așa, trei stadii pentru e-commerce-uri. Un stadiu în care vorbim de break-even point.
avem destui buyeri, am atins punctul de break-even și vrem să mergem către cote de piață, ceva mai mari. Asta o să numim data challenged. A doua etapă, mergem către market share, avem o abordare strategică, suntem influențați de competiție, pentru că în cota de piață tot timpul urmărim ce fac competitorii noștri și cum putem să fim diferiți față de ei și cum ne afectează comercialul chestia asta. Asta o să o numim data aware. Sau mergem către profitabilitate pură. Avem cote de piață și ne uităm cum putem să automatizăm procesele interne, cum putem să ne tehnologizăm, în ce să investim în platformă, cât din buget și așa mai departe. Și asta este data influenced. Pentru prima etapă în care am atins break-even point, challenge-ul de a ajunge în etapa asta e reprezentat de și un bias cognitiv, survivorship bias. Asta vă încurajez să căutați mai departe. Biasul cognitiv, în general, în piața asta, business-urile și companiile care sunt în punctul ăsta încep să se uite la competitori și mai puțin în procesele interne. Ne uităm la cazurile de succes în competiție. Adică nu ne uităm și la cei care deschid magazine online și se închid și de ce nu au reușit și nu avem de multe ori toate informațiile. Avem vârful icebergului de 1%, că am ajuns acolo și începem să luăm chestia asta ca model. Asta pe scurt înseamnă survivorship bias. Pe scurt, vrem stabilitate, adică avem trafic direct în proporție de 40% din revenue, organic cu 30% și să mai investim și în PPC și în alte canale de paid. Da? Asta își dorește toată lumea, că știu că este un business stabil, știu că îmi vine revenue din loyalty, știu că pot să fiu foarte eficient cu bugetele de PPC. În realitate, unde suntem ca struggle, paid channels sunt 60-80%. Că vorbim de Google, Meta, whatever, price comparison, affiliate și așa mai departe, ăsta este punctul în care se află majoritatea. Cum putem să ieșim din contextul ăsta? O scurtă paranteză, o să primiți și prezentarea ulterior, că îmi dau seama că sunt foarte multe cifre și nu cred că putem să le urmărim, dar o să primiți ulterior. Asta e un workshop tehnic și despre analytics, nu avem cum să nu avem slide-uri din analytics. Și așa, ziceam de cum putem să trecem peste pasul ăsta. Ce avem ca soluție în GA4? New buyer. New buyer-ul vine ca o metrică separată, nu a mai fost colectată în varianta de Universal Analytics și îți dă posibilitatea să urmărești acest new buyer raportat la costurile pe care le ai în Google Ads. Poți să faci un calcul de achiziție pe un new buyer, te uiți apoi ce face de obicei un buyer la mine în companie, adică care e rata de recumpărare odată ce l-achiziționez și poți să prezici într-un anumit procent care ar putea să fie revenue ca lifetime adus din canalul respectiv. Asta ne ajută ca metrică de first time purchaser față de Universal Analytics, mai ales în momentul în care începem un business nou și un e-commerce nou, pentru că începe să colecteze din prima zi în care a fost instalat. Bun. Ce mai putem să urmărim tot din partea de GA4? Multe din rapoarte poate nu o să le găsiți în GA4 față de Universal Analytics și atunci ai o variantă în care ai un helper în zona de analysis în GA4. Este un feature adus din varianta plătită de Analytics, care costă de obicei 100 și ceva de mii de euro pe an. Tool-ul de analysis te ajută să îți formezi propriile rapoarte și să te poți uita granular la heatmap-uri de genul ăsta, unde pot să identific din tranzacțiile pe care le am care sunt outlieri, unde am cantitate mai mare, unde am revenue mai mare și în cazul ăsta o să vedeți în prezentare și unde am taxe mai mari în funcție de supplierul cu care trimit comanda, să zicem că am auzit pe scenă, și costul ăsta foarte mare de logistică. Bun. Un challenge în zona asta
partea de UI a Analytics-ului. Momentul în care începi să-ți construiești rapoartele așa cum tu le înțelegi. Să customizezi interfața, să îți răspundă la anumite întrebări. Aici, în dreapta, o să vedeți o colecție Data Revolt, o suită de rapoarte care sunt formate custom, direct în interfață, în care puteți să măsurați performanța canalelor de social media, direct marketing, performance marketing. În GA4, cred că mulți ați avut și, challenge-ul ăsta de a găsi costul per click sau cât am dat pe campanie în GA4, pentru că sunt în acquisition, în overview și o zonă în care nu este atât de vizibilă a analytics-ului. Și în final, ca helper pentru situația asta, în break-even, mult nevoie de data quality. De ce zic chestia asta? Că în ultima perioadă, mai ales soluțiile de digital analytics încep să scadă în calitate. Nu se pierd tranzacții pentru că am un ad blocker, se pierd tranzacții pentru că nu funcționează bine front-end-ul și nu trimite informația în data layer și nu e preluată de tag manager și tot găsesc fel și fel de diferențe de genul ăsta. Pentru asta e transaction reconciliation. Se face analiză pe missing data să vezi cât pierzi. Dacă sunt într-o proporție de 10%, cum vedem la clienți, la majoritatea dintre ei, asta începe să crească diferența de 10%, se duce către 15%. Au fost cazuri de business-uri cu 50.000 de comenzi pe lună care colectau 40% din tranzacții. Și abia după 6 luni ajungi la 90% match rate între ce ai în backend și ce vezi în analytics. Ai nevoie de toate datele astea pentru că o platformă de backend nu-ți spune mai departe care a fost sursa de trafic. Nu ai new buyer-ul. Nu ai multe din informațiile de care ai nevoie să crești și să faci o strategie data-driven. Altă variantă, să folosiți, asta e o soluție dezvoltată de noi custom in-house, de a face match rate-ul ăsta să ruleze gradual. În fiecare zi ne uităm să vedem care sunt punctele de pierdere, să zicem, în evenimente. Și în final ai și un helper pentru tracking plan. Adică momentul în care începi să-ți construiești strategia de a ieși din break-even în baza evenimentelor. Cu alte cuvinte, ce face audiența mea care nu a convertit? Îmi lasă o adresă de e-mail, am mai multe produse în wishlist, își face un cont nou și nu a cumpărat încă, îmi verifică mai multe din listări și așa mai departe. Pentru asta ai nevoie de o structură și de un tracking plan să poți să știi ce să măsori. Sfaturi din zona de data challenge. Ce vedem în general ca strategie, ca prima etapă pentru a te duce către market share și pentru a ieși din controlul ăla al Google-ului și al Facebook-ului, să te duci în partea de SEO. SEO făcut mai degrabă tehnic, adică nu în parte de rank și de content marketing, acel SEO tehnic care te ajută din platformă să crești rank-ul campaniei de PPC. În cazul ăsta, scăderea CPC-ului este neapărat un KPI. Să poți să scazi cât mai mult, să ai o vizibilitate cât mai mare. Marketing automation ajută în direcția asta și loyalty-ul, pus de la bun început, pentru creșterea până la urmă, adică tot scăderea costului de achiziție, în ideea în care nu mai remarketez plătit clientul respectiv, ci mă duc către loyalty și către automation să-l țin cât mai aproape. Și commercial analysis. Să poți să colectezi și să îți faci o idee care este overlap-ul în comercial între PPC și SEO. De multe ori se pune întrebarea asta pentru că ca o strategie când te uiți în zona comercială, SEO poate să fie rank-ul 8, să zicem, da? O listare de produse pe care o am. Am foarte mulți competitori. În PPC, primele 4 poziții sunt luate. Bun. Ca să ajung din SEO, din rank-ul 8 pe 1 sau pe 2, am un anumit cost și am un anumit
o anumită investiție pe care o fac în timp. Comercial, poate nu sunt atât de bun, nu am destule produse și sunt competitori mai buni decât mine care au performanță mai bună. Se pune întrebarea cât ar trebui să investesc în bugetul de SEO să ajung acolo sau dacă pot să întrag informația din bugetele de PPC. Să știu dacă izolez comercialul și produsele pe care le am la vânzare, o parte pentru o strategie long term și o parte pentru strategia imediată, da? Adică în campanii. Asta obțineți din distribuția de vizibilitate pe comercial. Asta seamănă cu rapoartele care se regăsesc în Google Merchant. Bun, în a doua etapă. A doua etapă vorbim despre market share. Și aici avem un alt challenge. Challenge-ul ține de latența în reacție. În realitate ce se întâmplă că acum avem un tracking plan. Știm ce colectăm. Bun. Avem o strategie care ne împinge mai mult către zona de marketing automation, către loyalty, avem o distribuție mai bună a canalelor, dar se întâmplă mai multe lucruri. Avem din ce în ce mai multe evenimente. Ce vedem din etapa asta pe portofoliul nostru? Clienți care au nevoie de o reacție mai rapidă în a lua decizii. Se întâmplă un eveniment, am colectate datele, vine insight-ul, adică încep să adun cunoaștere despre evenimentul respectiv, ajunge la echipa de analiză, noi sau in-house-ul, echipa in-house a business-ului, începe analiza, avem o decizie în urma analizei și la final ne gândim cum putem să contracarăm treaba asta. Bun, se ia o decizie și începem iarăși să vedem, bun, am decis, știm ce vrem să facem mai departe, hai să vedem rezultatele. În momentul în care ai făcut chestia asta, s-ar putea ca acel context deja să se fi schimbat. Reacția asta și latența, să zicem, are nevoie de un plan mult mai bine pus la punct ca nivel de, la nivel de proces. Și fiindcă vorbim de proces, aici avem un alt bias cognitiv. Asta care se numește hindsight bias. În realitate ce înseamnă? Că ignor procesul prin care am trecut ca să ajung la un rezultat. Văd ceva, am văzut outcome-ul și încep să propag chestia asta ca o tot cunoaștere. Cred că ați mai pățit rezultatele unor alegeri. Odată ce devin vizibile, avem un sentiment din ăsta de, bă, parcă știam eu. Dacă te uiți la un meci și a apărut rezultatul, știam că o să bată, nu știu, echipă. Bun, hindsight-ul ăsta ignoră procesul prin care treci în concluzia respectivă. Și de asta insist pe zona de reacție și ca și latență. Cu ce ne ajută Analytics-ul de data asta? Să începem să avem acele reacții mai rapide în rapoarte și în activități care se întâmplă pe site. Bun, hai să luăm cazul creative-urilor. Avem creative-uri pe site, în Facebook, în Google, în toate campaniile, în e-mail și zona de social media. Raportarea se poate face cel puțin în GA4, în baza promoțiilor interne, că urmăriți un slider, că aveți o zonă de branduri puse pe homepage, că sunt creative-uri legate de o categorie, să zicem, pe care vreau să o promovez în homepage. Am modalitatea de a urmări internal promotions până la nivel de revenue. Avem view-urile, impresiile, click-urile. De aici putem să calculăm un CTR, să știu în ce ordine pun brandurile pe homepage-ul meu, să știu în ce ordine așez slide-urile ca poziție, 1, 2, 7, câte poziții sunt într-un slider. Am posibilitatea să marketez categoriile într-o ordine care îmi aduce mai mult revenue. Asta este poziționarea în care mai departe poți să înțelegi un funnel. Custom funnel în GA4, din nou, din partea de feature-uri care sunt aduse din 360, din varianta plătită. Ce a lipsit foarte multă vreme din Universal Analytics, că aveam un singur funnel de e-commerce. Shopping behavior, bine, și ulterior checkout behavior, dar ele funcționau în aceeași manieră. Custom funnel-ul te ajută să înțelegi orice proces prin care trece un utilizator.
Din nou, nu se vede în slide-ul ăsta, dar o să vedeți în prezentare, în prima coloană, elapsed time. Asta înseamnă că putem să urmărim timpul dintre evenimente. Să știu în cât, după cât timp a ajuns la add to cart, după cât timp a ajuns la detail view, la checkout și așa mai departe. Etapele prin care trece un user într-un funnel îți sunt puse la dispoziție ulterior ca să poți să faci segmente în baza lor. Poți să construiești și audiențe din zona asta de funnel și să le duci către partea de Google Ads. Și un pro tip pentru voi, funnel-ul pentru zona de wishlist, product compare, apply voucher, nu doar zona de tranzacții. Pentru că shopping behavior-ul acolo și funnel-ul e destul de clar. De când a început sesiunea, intru într-o listare, intru în pagină de produse, to cart, cart, checkout și așa mai departe. Bun. Ce ajută să construiți ca funnel, puteți să vedeți ulterior în zona de UI. Adică nu trebuie să stau neapărat în partea custom, pot să-mi aduc acel link direct în interfața mea și pot să am acces la acel raport atunci când vreau eu. Ce ne mai ajută să construim tot ca rapiditate în decizii? Path exploration. Mergând pe același fir de mai devreme cu break-even, ce face traficul meu care nu a convertit? Poate mă interesează să înțeleg de unde se întâmplă sign-up-ul. Ce face sign-up-ul ulterior? Dacă se duce către wishlist sau nu? Dacă am un pattern sau un behavior de a-mi forma o listă de produse într-un wishlist, nu sunt gata de cumpărare până când mă decid eu ce vreau să iau. Ăsta este un alt behavior pe care pot să-l identific. Și de asta avem nevoie să ne uităm ca și analiză în detaliu pe toate evenimentele care apar în platformă. Bun. Asta se poate extinde ulterior. Adică puteți să aplicați chestia asta și pe zona de e-commerce, să înțeleg care este ciclul de a intra în view cart, add to cart și de apoi a reveni. De multe ori ne întrebăm ce se întâmplă cu abandonul de coș. Avem foarte multe add to cart-uri, n-am tranzacții, de ce se întoarce lumea din coș? O să vedeți unul din evenimentele astea de aici, care se numește add to cart upsell. Că sunt mulți care au idei bune de a pune un widget de produse în cart, da, ai mai putea fi interesat și de. Idee foarte bună de altfel, dar trebuie măsurată. Testarea și optimizarea cartului, în unele cazuri, poate scoate un user din funnel-ul de purchase. Da? Și asta e important să înțelegeți și să puteți urmări chestia asta ca și flow. O ultimă idee ca helper. După break-even ajungem în market share, deja avem o maturitate mai mare, suntem data aware și începem să ne gândim la server-side architecture. Adică o modalitate robustă de a nu mai colecta în client, în browser. Și în partea de server-side se deschid alte oportunități, de a merge către first-party data, de a construi modelele de tracking, în principal cu scop de quality. Asta este o arhitectură de server-side în care am clientul, serverul meu, care gestionează tagurile de Google Analytics, Google Ads, Meta și alte librării de tracking custom. Cu server-side ajungem și într-o zonă de first-party, ca asta menționam mai devreme, și avem și standul de marketer și platforma de marketer, un CDP, un Customer Data Platform. Ce face un Customer Data Platform? În primul rând, vă ajută să înțelegeți cum puteți să activați buyerii. Ăsta este un model de RFM, o să-l auziți mâine și pe Valentin că o să vorbească de chestia asta cu ecuația de e-commerce și o să vă povestească și de cum puteți să legați RFM-ul de zona de paid. The Marketer face chestia asta legând de zona de e-mail. În zona de e-mail știm care este distribuția de ordere pe care le are un client, știm care e distribuția de zile, când a comandat ultima oară și mai știm valoarea. Bun.
începem să facem segmentare în baza buying habit-ului sau pattern-ului pe care îl are, știm care este journey-ul și începem să construim segmentele cu care să vorbim pe pattern-ul în care se află. Adică atunci când am at risk, a comandat ultima oară între 270 și 180 de zile, are între 4 și 5 comenzi, aș vrea să transmit un mesaj mai cald. Adică sunt at risk cu el că s-ar putea să-l pierd și se poate duce într-o altă zonă. Este deja un client valoros pentru mine și aș vrea să mă duc cu un mesaj dedicat de marketing. Greu să-l segmentezi fără first party, să te duci în PPC, să te gândești cum ajunge la el din zona de SEO și așa mai departe. Asta e o conexiune directă și de asta se numește Customer Data Platform. Mai jos o să vedeți și cum, după ce activați flow-ul respectiv, întrebarea vine unde se duce. Am comunicat către el, bun, din at-risk, către ce s-a dus? Către champion, către can't lose them, că poate și asta e o zonă în care nu am reușit mesajul și s-a întins și mai mult timpul de achiziție. Și pentru partea de loyalty, ai reducerea costului pe tranzacție. Crește engagement-ul și poți să începi să scazi bugetele de PPC. Pentru loyalty, vedem un pilon destul de important pe care e bine să îl construiești de la bun început, să crești nu doar notorietatea, dar să crești partea de brand apropiată de client. Prin NPS, prin e-mail-uri, survey-uri și așa mai departe, poți să-ți construiești în baza clienților pe care ai direcția și strategia de viitor către o cotă de piață mai mare. Din cei pe care ai achiziționat deja, știi ce poți face către extindere. Bun, și aici ne numim data aware. Da? Ce se întâmplă în data aware? Double down pe SEO, urmărești competiția, investești în tehnologie, platformă, automation și așa mai departe. Și am auzit pe scenă astăzi tot așa, analiză și creativitate. Hai să vorbim de fiecare. În competiție, din nou un tool dezvoltat de noi intern pe care sperăm să-l și lansăm anul ăsta. E un grafic care vorbește de noi cu albastru și un competitor cu roșu. În momentul în care competitorul a început să crească bugetele, ce vedem la noi? Cum începe să scadă impression share-ul. Deci suntem afectați în momentul în care avem cotă de piață și sunt un număr mai mic, să zicem 3, 4, 5 competitori relativ apropiați ca și cifre, cum suntem influențați de bugetele lor și de comercial, de ofertele pe care le au și se schimbă pattern-ul foarte, foarte rapid. De asta nu avem, adică avem nevoie de un model în care putem să analizăm rapid și să nu intrăm în latență. Double down pe SEO pentru că am ajuns în punctul în care putem să gândim pe termen lung și să putem să ieșim cu totul de sub controlul Google și Facebook. Investiția în tehnologie, în platformă și automation, asta vedem la mulți clienți că ajung cu costurile aproape costuri de marketing undeva pe la 30%. Platforma ieșea undeva acolo, dar platforma ajungem la 5%, să zicem, cu costurile platformei. De ce? Căutăm tot timpul o platformă care să le aibă pe toate, să ne răspundă la cât mai multe nevoi pe care le avem și așa mai departe. Noi vedem chestia asta un pic normalizată. Adică e mai bine să investești în tehnologie și în platformă, chiar în dezvoltări custom pe care le poți avea, pentru că tu ca și e-commerce valorezi mai mult în momentul în care ai ceva custom. Dacă ai un Shopify, dacă ai o platformă care într-adevăr te duce până într-un punct, adică nu zic că sunt rele, că e o etapă de maturitate prin care treci, dar la un moment dat ai nevoie și de ceva custom, pentru că asta ți-aduce o valoare mai mare în business. În final, dacă ai o platformă pe care o poate avea oricine, valoarea unde? E dată de clienți. Da? E bine să completezi volumul de clienți pe care i-ai și cu ceva tehnologic. Și analiză și creativitate, cum vedem noi creativitatea. Analiza este partea practică, da? De RFM, ce vorbeam mai devreme, de lifetime value.
chiar un engagement score, să pot să calculez cât de aproape sunt de o tranzacție. O să vorbim în slide-urile următoare de zona asta de prediction. Creativitatea e cum te uiți la date, cum combine audiențele cu SEO, de SEO cu direct emailing. S-ar putea să atragi foarte mult trafic, dar nu e tranzacțional. Ai făcut mult content marketing, bun, ai adus mult content informațional, poate unul tangențial apropiat de vânzare, dar în afară de trafic, am un rank bun și cam atât. Da? Cum pot să-l aduc în zona de direct? Sau să-l combin, să pot să identific Yul Simpson's paradox. Asta e un paradox în care odată ce încep să intri din ce în ce mai mult în detaliu, descoperi cum trendul poate fi crescător în loc de descrescător. A treia etapă în care ne aflăm, etapa de profitabilitate. Cea mai interesantă, că atunci poți să faci strategii mixte. Care este un challenge aici? Data, information, knowledge și wisdom. Asta este un model ierarhic prin care trecem. Partea e cognitiv, pentru că ce am făcut până acum? Am adunat date din break-even point. Avem câteva insights și am transformat datele astea în informații. După ce am format structuri de informații, începem să avem cunoaștere. Și mai este un pas după cunoaștere de înțelepciune. Înțelepciunea e dată în data și în analytics, în special în industria asta, de zona de prediction. Bun, ca să ajungem prin pașii de a structura datele pe care le avem, avem pilonul de data quality, avem informații, adică nu suntem atât de latenți cu analiza și cu activitățile de decizie în jurul datelor, avem cunoaștere, știm ce se întâmplă cu sursele noastre de trafic, care e strategia pe care am ales-o, ce ne aduce fiecare, cum putem să ne dezvoltăm ca și piață, în cotă, ajungem la o zonă de înțelepciune. Prima parte de machine learning e evidențiată în modelul de atribuire al analytics-ului, care s-a schimbat față de universal în a-l face mai, cu mai puțin cognitive load, dacă vreți. Avem early touch points, mid și late. Exemplu luat de aici e pentru organic search. Să înțelegi un pic unde intervine organicul în sursa de trafic, da, la early touch point, numită zona de discovery sau de awareness, să zicem. Avem un contact cu primul pattern de cumpărare. În mid touch point, poate sunt în research, sunt în zona de consideration și cât în late până la tranzacție. O să vedeți din nou în exemplu ăsta când o să-l aveți și voi pe mail, cum putem să analizăm chestia asta ca și zile până la conversie sau touch points până la conversie. Aici sunt două cazuri destul de bine înrădăcinate. Momentul în care trebuie să iau o decizie, schimbăm canapeaua. Schimbăm canapeaua, o faci cu soțul, soția. Da? Încep să faci un research, nu e o alegere ușoară, nu pot să mă aștept ca în days to conversion să o am la nivel de zile. E un research în chestia asta și cel mai probabil ai nevoie de foarte multe alte touch points. Alte touch points rezultă în costuri adunate. Ba din afiliere, ba din Google, din Facebook și așa mai departe. Ajung să fac o achiziție mare. Achiziția mare aduce niște costuri care se pot proviziona pe marjă, ca să înțeleg cât de eficient am fost prin toate touchpoint-urile prin care a trecut un user până la tranzacție, dacă le-am acoperit din marja pe care am pe produsul respectiv. Cazuri în care aveți produse în care poate este decizie de impuls. Nu am atât de multe days to conversion sau touchpoints. Am văzut produsul, am știut ce am căutat. Mai ales dacă ai căutat codul televizorului, exact codul de la Samsung, că tu știi modelul pe care îl cauți diagonal și așa mai departe, știi exact ce model cauți și ai comparat prețurile și ai cumpărat. Bun. Asta te ajută, cu asta te ajută data-driven-ul ca attribution să înțelegi mai bine. Altă parte de machine learning și de AI se referă la audiențe. Care este probabilitatea de a cumpăra? Care e probabilitatea de a renunța, churn,
și care este predicția legată de revenue. Activăm asta din două direcții, fie ca audiențe pe care le folosim ulterior în campanii, fie în analiză, să încep să înțeleg ceva mai bine care este pattern-ul pe care l-am. În audiențele predictive o să vedeți likely 7-day purchasers, churning users, top spenders și puteți să faceți asta la nivel de cuartile. Sună urât, dar asta e. Pentru cei care au făcut statistică, o să înțeleagă. Sunt percentiles legate de cât de aproape sunt într-o campanie pe care o rulez de cumpărare. Asta te ajută să, din nou, să reduci costurile. Din păcate, ești eligibil pentru ea doar când ai mai mult de 1000 de comenzi care sunt foarte aproape de cumpărare și încă 1000 care sunt foarte aproape de a renunța. Deci ai nevoie de chestia asta, se activează în momentul în care ai volume foarte mari și tranzacții de câteva zeci de mii. Dar se presupune că am atins, da, cota de piață și deja sunt un client mare care poate să urmărească chestia asta ca audiență de predictiv. Avem o soluție și pentru volume care nu sunt încă acolo. În buyer performance și behavior. Acel RFM de care vorbeam mai devreme se poate face pe intervale. E interesant să văd non-buyer-ul pe care l-am achiziționat, cât îmi aduce ca item revenue, cât am vândut ca să iau un non-buyer. Știm deja costul de achiziție, dar aș vrea să văd și la first order sau în distribuția de 2-5 ordere sau chiar mai jos 11-20, cum se schimbă behavior-ul. O să vedeți de cele mai multe ori cu cât vin mai multe comenzi în magazinul vostru, cu atât începe să crească rata de conversie. Decizia se face mai ușor. De ce? Că am deja adunat o autoritate. Am o încredere, am o experiență bună pe care am avut-o cu tranzacții anterioare și așa mai departe. Deci încep să exclud din anumite audiențe bucheturile respective, da? De număr de ordere. Asta și datorită loyalty-ului, că pot să comunic cu ei prin alt canal. Mai departe, analizez și return rate-ul. Pe cine ar trebui să exclud, nu pentru că îmi face bine, dar poate am pierderi în anumite cazuri. Eu văd revenue adunat în Analytics, dar noi dăm de cazuri și pe user care au return rate foarte mare. Return rate-ul se întâmplă în general în fashion, fast fashion și e normal să te uiți la el ca să încerci să optimizezi cât mai mult audiența pe care o targetezi. Și aici o să vedeți în return rate cum ajungem chiar la distribuții de 40-60%. Volumele pot fi mici, dar îți pot impacta business-ul în final. Și începem să ne uităm și la order value, adică să vedem volumele de tranzacții pe care le-au avut cu noi, dacă se schimbă ca și purchase to view rate. Și aici sunt, odată ce atingi un anumit prag de vânzare, în cazul ăsta am ales noi 4-6.000 de lei și 6.000 plus, cum rata de cumpărare a produsului ajunge peste 3, chiar 4,5% pentru order value peste 6.000 de lei. Din nou, pentru că sunt mai aproape de a avea încredere în e-commerce-ul respectiv, că știu că am avut o experiență bună și că pot să îmi selectez mai bine comercialul pentru userii respectiv, că presupunerea e că folosești toate touchpoint-urile de audiență de care am discutat anterior. În Recency, Frequency și Monetary, noi facem asta în Analytics direct. V-am mai zis, variante de a activa prin alte canale. E-mail, de marketer, reveal, zona de paid. Recency și frequency, noi îl urmărim ca și analiză holistică asupra business-ului. Să înțelegem datele, cum purchase-urile, cantitatea pe care o vindem, revenue și așa mai departe, marja în final, să văd ce profitabilitate am în spatele fiecărui segment din RFM.
RFM-ul e folosit de foarte multă vreme în business-uri mari, descriind recența asta, când am comandat ultima oară, cu ce frecvență și de ce valoare am comenzile. Sunt clasificări pe care puteți să le urmăriți și voi în online, ca Champions, Loyal Customer și așa mai departe, și puteți să vă gândiți cum puteți să activați zona asta din tehnic. Aici n-am putut să arătăm neapărat niște date, dar e un studiu de caz la care lucrăm. Cum mă influențează mie ca e-commerce out of stock, într-o listare? Cred că mulți aveți problema asta și în general pe e-commerce. În momentul în care am cardinalitate mare de produse într-un shop, da? 10, 12, 50 de mii de produse. Am listări, am atribute, filtre pe care le pun în front-end. Nu prea am cum să am control asupra ce afișez unui user. Încep să fac campanii pe chestia asta, targetez și se duc în locațiile respective. La un moment dat găsesc un average out of stock. De ce e average? Pentru că evident poate să fie în stoc azi, mâine nu. Urmărim toată listarea de produse, să văd câte produse am încărcat eu de fapt în listarea mea. 200 sub formă de paginare, poate, nu știu, 20 de produse pe pagină, 10 pagini, bun. Pe măsură ce navighează un user, încep să colectez câte produse vede out of stock. De ce facem chestia asta? Pentru că vreau să știu cât îi îngrădește selecția. Dacă are nevoie de un anumit produs și el e out of stock, dacă renunță în momentul respectiv sau continuă și o să caute alternative. În cazul ăsta am putut să legăm out of stock-ul de stock-ul supplier-lui, adică atunci când apare label-ul ăla cu un stock furnizor, average stock store, cât am stock într-un magazin și în final să văd câți au cumpărat din listarea respectivă. Și atunci ajungem la un conversion rate de 0,8 în cazul în care am average out of stock rate de 38%. Deci te influențează destul de mult când listarea ta de produse are un număr mare de out of stock și nu ai posibilitatea de a da alternative sau userul de a face selecții pe produse similare pe care le caută. Și fiindcă vorbim de listare, acum mergem și mai departe către interes și performance. Nu știu câți ați văzut chestia asta la început în GA4, era o metrică cart to view rate și purchase to view rate. Ați zice că au scos-o, dar nu e, e în continuare în modelul de tracking, aveți acces la ea prin BigQuery. Ce vă ajută metrica asta să faceți? Este alternativa la car-to-detail rate și buy-to-detail rate, performanța produsului. Performanța produsului o foloseam destul de des pentru că ne ajuta să înțelegem care este nivelul de interes asupra unui produs. Cât dau add-to-cart versus cât văd pagina de detaliu. Cât cumpără versus cât văd pagina de detaliu. Una e o metrică de interes, una e o metrică de conversie, de performanță. Ca să începem să colectăm chestia asta la nivel de brand, categorie și așa mai departe, începem să construim un model de predicție și de machine learning care ne ajută să înțelegem comercialul pe care îl consumă utilizatorul. Nu știu dacă ați mai zis chestiile astea, dar noi le-am mai auzit din zona de agenție. Aș vrea să vând produsele alea. De ce? Că am marjă mai bună, mă înțeleg mai bine cu furnizorul, am condiții mai bune în final. Și noi vedem alt consum al audienței. Intră în zona asta de survivor și bias, de care vorbeam mai devreme la nivel cognitiv, că văd competitorul ce ar vinde și atunci vreau și eu ca el. Bun, nu achiziționăm aceeași audiență până la urmă. Pot fi lucrurile foarte diferite. Ajungem și în punctul în care poate avem conversații, tot cu agenții de performance, în care, nu știu dacă ați mai pățit, că întreabă, bun, și cât e bugetul? Și voi răspundeți, păi, spuneți-ne voi care ar trebui să fie bugetul. Sau, cei mai curajoși, avem bugetul ăsta, dar evident, dacă facem mai mulți bani, băgăm mai mulți bani, nu? Bun. În realitate, lucrurile sunt mult mai matematice decât chestia asta, că nu mergem cu un guess la nivel de buget, nu mergem cu stabilește agenția care să fie bugetul. Ne uităm la metri și la date înainte de a face campaniile.
pentru, cel puțin pentru cazul ăsta, ca product interest, îl spun pentru că, na, pentru majoritatea dintre voi, canalul de achiziție, Google Shopping, Performance Max și te folosești de merchant să aduci primele tranzacții în e-commerce-ul tău. Ca să mergem mai departe de chestia asta, după ce avem interesul și după ce avem performanța produsului, evident ne gândim și la marjă. Marja cum se obține? Păi, în primul rând poți să urmărești care ar trebui să fie costul tău pus la vânzare față de sell-through rate. Bun, la full price am un anumit volum. Dacă încep să scad marja respectivă și să dau discount, în cazul ăsta între 1 și 5%, îmi recuperez marja aia prin volume, adică am destul de multe vânzări în plus ca volum în care pot să fac profit mai mare sau nu. Pentru că nișele pe care le vedem și le analizăm în ultima perioadă rodează marja. Sunt destul de multe nișe în e-commerce-ul românesc care încep să scadă din punct de vedere profitabilitate pentru că au văzut competitorul, e un competitor mai mic, dar ne e frică să nu ne ia din cotă, mergem și noi cu prețul mai jos. Nu știm cât să mergem cu prețul mai jos. Mergem până când vedem că avem revenue la care ne gândim noi, un bias al nostru. Bun. Când începem să facem chestia asta de foarte multe ori, ca ciclu, piața începe să scadă. Și mergem către furnizori, dăm un deal mai bun, dăm altă perioadă de achiziție și așa mai departe. Și sunt destul de multe nișe, farma în special în ultima vreme, care încep să scadă ca și marjă, pentru că e o competiție foarte mare. Și sunt multe altele de genul ăsta. Ca să optimizez marja prin discount, încep să calculez, să văd dacă am început să scad prețul, cât mi-a crescut cartul detail rate-ul. Am mai multe adăugări, am mai multe cumpărături pe produsul respectiv. Și după ce am făcut chestia asta la nivel de produs, încep să mă gândesc și la branduri și la categorii. Pentru că produsul poate să fie una, dar pot să fac optimizarea asta și la nivel de producător pe care l-am în shop sau la nivel de categorie. Să înțeleg din comercialul meu ce îmi aleg să-mi aducă rotație de vânzări, să ating cât mai mulți buyeri și ce alte categorii le aleg să-mi aducă marjă și profit. O strategie în chestia asta de profitabilitate, asta, by the way, se aplică și la cote de piață. Da? Că în cote de piață tu vrei să atingi cât mai mulți buyeri. Ca să atingi cât mai mulți buyeri, iei comercialul, începi să-l segmentezi și vezi cât ai putea să vinzi din selecția de produse cu cât mai multe volume, nu neapărat profitabil, dar ating cât mai mulți și îi bag în program de loyalty și îi duc în zona de customer data, și o parte din care pot să fac profitabilitate. Bun, și în final, ce numim data influenced, vine cu zona de predictive audiences și o investiție în platformele de business intelligence. Acum suntem în punctul în care ați văzut, cred, cu toții, cum numărul de viable cookies începe să scadă în timp. Din ce în ce mai mult first party data, din ce în ce mai mult la nivel de context și la nivel de semnale, cum pot să înțeleg mai bine audiența pe care o am. S-a făcut mult push în ultima perioadă pe first party data, pentru că acum este sub ordin de privacy, nu doar de la Uniunea Europeană, dar și la nivel global se pune problema de etică în date și cum le folosești și cum ar trebui să faci strategii de creștere din zona asta. First party data e aici de 15 ani. Adică nu, acum se face mult push în zona asta pentru că dispar cookie-urile. Bun, cookie-urile, ce credem noi mai degrabă e că se reformează. Adică e o tehnologie de care încă mai avem nevoie ca tehnologie web. Acum nu poți să faci un login în care apeși pe checkbox-ul ăla cu ține-mă minte și dai login și rămâi logat fără cookies.
Deci cookie-urile tot aici o să fie, dar se poate să fie sub altă formă de local storage sau altceva. Ce se întâmplă în realitate e că pierdem date. Adică noi acum nu mai avem același match rate, nu mai urmărim aceleași tranzacții, nu mai putem să luăm decizii din perspectiva asta, pentru că sunt browsere care blochează trackere, pentru că sunt ad blockere puse pe browserele respective și așa mai departe. Și atunci ai nevoie de o strategie de viitor în care poți să acționezi din zona de business intelligence. Bun, și atunci întrebarea ce este? Growth sau maturity? Parte din ce am vorbit astăzi, ca strategii sau ca opțiuni de a face lucrurile, nu ține neapărat de clasificarea pe care am avut-o inițial, da? De fazele acelea de e-commerce. Am vorbit de data challenge, am vorbit de data aware, influence și driven. Ăsta în sine este un model de maturitate pentru e-commerce-uri. De ce? Că în data challenge poate nu am în echipă skill-urile necesare de a face acțiunile respective, de a face un tracking plan, de a urmări data quality. Am datele în mai multe silos și nu știu cum să le activez și să le folosesc și să le leg. În al doilea nivel, deja am o echipă care e aliniată pe KPI. Adică știm către ce mergem. Cota de piață reprezintă o direcție destul de clară. În data influenced, în profitabilitate, deja echipele poate să-ți spună de ce s-a întâmplat un lucru. Da? Nu, în analiza respectivă este o analiză deopotrivă calitativă. Te poți identifica ce s-a întâmplat, dar poți spune și de ce s-a întâmplat chestia aia. Data driven, nu suntem nici noi ca organizație. În data driven ai, ai nevoie de procese și de governance în echipe mixte. Și asta de obicei se urmărește într-un model de într-un grafic. Poți fi foarte bun în governance, poți avea o echipă foarte bună, dar poate privacy-ul nu este un topic pentru tine. Sau nu reușești să tragi insights, sau nu reușești să activezi prin acțiuni, campanii și e-mail-uri și așa mai departe. Bun, aici o să vedeți și diverse tipuri de marketing activities, cum poți să faci personalized recommendation. Asta este o metodologie de maturitate pe care o să o găsiți explicată la Exponea. Bun, unde suntem acum cu GA4? Păi avem un plan de pe termen lung, planul Google-ului de a urmări user și evenimente. Durabil în sensul că este construit pentru zona de privacy, pentru că avem semnale de la utilizatori că nu se mai bazează atât de mult pe partea de cookies, că avem un conversion modeling, avem o atribuție pe care putem să o urmărim, că avem mai multe devices, web plus app, că le putem analiza în același loc. Un mare challenge este de a urmări web-ul și app-ul într-un singur tool de analytics. Și în final, este despre user. Cu asta puteți să rămâneți ca experiență, că în piață am funcționat foarte mult în baza Universal Analytics-ului. În Universal Analytics ne uităm la e-commerce conversion rate. Bun. Ce era e-commerce conversion rate? Tranzacții pe sesiuni. Ce era sesiunea? O vizită. Cumpără vizita de la voi sau userul? Un user are nevoie de 4 sesiuni, un user are nevoie de 15 sesiuni. Nu poți face media între ei și să zici asta e rata mea de conversie. Rata de conversie este la nivel de user. Da, asta vedeți în Analytics acum. Au păstrat pentru legacy session conversion rate. Dar în rapoarte, ce o să vedeți default, e user conversion rate. User conversion rate care te lasă să analizezi care este user conversion rate la nivel de add to cart, nu doar la purchase, la nivel de sign up, nu doar la purchase, la nivel de add to wishlist și așa mai departe. Adică multe alte conversii care sunt deblocate acum pentru analiză de a le urmări ca și conversie. Asta este puterea GA4 din momentul de față. Pe lângă faptul că, ok, puteți să faceți UI-ul să vă vorbească vouă, să înțelegeți rapoartele așa cum vă doriți, să customizeze funnel-uri,
să urmăriți pattern-uri și behavior-uri diferite. Asta este din punctul nostru de vedere ce găsim valoros ca și model de tracking. În final, că este GA4 sau că e alt tool, asta mi-a plăcut foarte tare, nu prea contează ce tool e atâta timp cât alegi să-l ignori. Atâta timp cât ne uităm în backend la tranzacții, să zic că n-am nevoie neapărat de marjă sau de distribuția de user în Analytics, că eu știu din platformă. Că pot să urmăresc și eu vizibilitatea produselor, că am o platformă. În momentul în care nu alegi să te uiți la tool-ul respectiv și să înțelegi cu adevărat, încep să apară, cum a apărut cel puțin și în piața din România, GA4 e greu, aolo, de ce l-au schimbat? Nu mai înțeleg nimic din el. Păi, e într-un fel normal, pentru că mintea de analist și direcția în care s-au dus a fost una de a ține datele la nivel de C-level ușor de accesat pentru toată lumea și tot ce e complicat în spate. Dacă nu știi să-l folosești, nu intri în zona de customizare de collections, de library și nu faci lucrurile custom pe care poate să le facă, atunci rămâne un tool generalist pentru un utilizator obișnuit. Pentru că mesajul sub chestia asta pare să fie: aveți nevoie în organizația voastră de cineva pe data. Data până acum era al agenției în general, indiferent cam ce era agenția, că era de PPC, că era de SEO. Colegii mei din alte agenții cred că poate să confirme chestia asta, că învățam și Analytics, adică nu era Rende Volocan. Cam asta era în istoric. Noi foloseam Analytics-ul și depunem mult efort către educație. Ce vă încurajez să faceți e să transferați know-how-ul ăsta în in-house și în echipă. Agențiile o să știe întotdeauna să folosească mai multe tehnologii și să aibă deschidere și vizibilitate către mai multe cazuri. In-house o să știe tot timpul mai bine business-ul. Mixul dintre cele două poate să fie o chestie legată de succes. Și acum că am pus și eu niște cifre pe niște slide-uri și că o să vedeți și voi prezentarea la final, să nu credeți tot ce v-am arătat, că doar am vrut să transmit un mesaj de ce puteți să faceți cu informațiile astea. Ce mi se pare mie un content folositor pentru voi, mai ales la Cognitive Bias, Decision Lab, pentru startups care sunteți la început în zona de e-commerce 0-1 și pentru cei care vreți un plan de creștere mai mare, Thinking in Systems. Asta vă ajută să vă construiți niște modele pe care puteți să le aplicați ulterior. Din 2023 suntem și în Brașov, ne găsiți în București și în Elveția. Ce credem noi? Că datele fără insights sunt triviale și insights without action is pointless. Cam asta a fost. Mulțumesc mult de tot. Sper că v-a plăcut. Și întrebări. Chiar sunt. Salut, eu am rămas cu chestiunea asta cu why. Deci tu poți să înțelegi din date și why, poți să înțelegi niște coreleri. Oamenii care sunt mai degrabă așa fac mai degrabă niște lucruri. Dar înțelegi și de ce le fac și pot după aia să și îți schimbi comportamentul ca să... Da. Un exemplu pentru chestia cu de ce. A apărut în forma asta, în special pentru exemplul ăla, că am insistat ceva mai mult pe el cu out of stock-ul, pentru că era un model pe care noi încercam să-l colectăm, dar deopotrivă să facem și o analiză să implementăm chestia asta. Cazul e un client foarte mare din Elveția care avea 3 variante de preț pe un produs. Era o variantă minimă, o variantă de mijloc, o variantă cu preț mai mare. Intervalele nu erau egale. Adică între prima și a doua poziție, să zicem că era diferență de 20% și între cea din mijloc și ultima, 10%. Da? De dragul exemplu, iau așa câteva rapoarte. 50, 85 și 100. În proporție de 50% se vindea varianta de 50. Da?
inegal, apoi 85 și apoi 100. Am început să construim un model, să colectăm informațiile astea, prețurile diferite pe fiecare variantă de produs și să înțelegem de ce aleg imediat varianta de mijloc. Și pentru asta am mărit prețul la varianta minimă. Adică odată am testat, hai să punem 57, 85, 100 și am avut marjă crescută direct din chestia asta pentru un pattern și acolo unde am văzut că varianta de mijloc era cea mai cumpărată, am început să reducem prețul maxim și am făcut volume mai mari din zona de pricing, atât, fără discounts, fără altceva. Doar am schimbat strategia comercială. De ce a venit din perspectiva în care unele erau folosite pentru ocazii, unele produse, adică se făceau cadou, și unele produse erau pentru uz propriu. Și selecția se făcea destul de diferit. Dădeai cadou, aveai un preț mai mic. Folosai pentru tine, aveai un preț mai mare. Înțelegeai de ce s-a făcut chestia asta, nu doar faptul că ai făcut o schimbare. Asta s-a făcut după urmărirea adreselor de livrare, să putem să vedem exact unde s-a dus și ce, bazat pe istoricul comenzilor pe care le-au avut utilizatorii respectiv. De asta a fost un caz fain. Orice de analytics, nu neapărat. Bun, atunci asta a fost. Mulțumesc, mă găsiți la party. Mulțumesc.